important proiect, de fapt toate sunt importante, dar cel mai important proiectul de, de suflet al nostru este alimentarea cu gaz al comunei veche. Așa cum știți și dumneavoastră, avem aprobat pe programul de investiții Angel Salini suma de 9 milioane de lei. Astăzi am mai aprobat pentru proiectare și alte avize și acorduri 678.000 și alte 700.000 partea de cofinanțare pentru realizarea investiției, pentru lucrări. Deci, în total, 1.378. E o sumă foarte importantă pentru orice comunitate, ținând cont de faptul că bugetul anului 2024 nu ne-a permis să alocăm nici un leu pentru investiții. Stăteam și făceam o analiză, Doamne, ce făceam dacă nu avem excedent. Efectiv, nu puteam face nimic. Și așa, din excedentul care l-am avut, a fost foarte greu să putem să alocăm pentru toate investițiile, toate sunt importante, toate cele 15 proiecte sunt importante pentru comunitate, dar ne-am axat pe cele 4 proiecte importante, alimentarea cu gaz, canalizarea, care așa cum v-am precizat, ieri am fost în Comisia Tehnică de Evaluare la Agenția de Mediu, ni s-a avizat favorabil, am făcut publicarea în presă pe site-ul primăriei și la vizierul primăriei. În 10 zile lucrătoare vom primi avizul de la mediu și ulterior să le încărcăm pe platforma Ministerului Dezvoltării pentru semnarea contractului de finanțare. Aici și la canalizare avem o sumă importantă, deci vorbim de 18 milioane de lei, deci 3,4 milioane de euro. Este sumă importantă, dar nu este suficient pentru a putea asigura rețeaua de canalizare pentru toată comunitatea. Bineînțeles, vom veni ulterior cu alte proiecte care sunt proiecte, dar până nu executăm stația de epurare și cu rețeaua de canalizare, nu putem începe alt proiect pentru extinderea rețelei de canalizare. Iarăși la rețeaua de drumuri, avem semnat contractul de finanțare cu Ministerul Dezvoltării, suntem în procedură de licitație, sperăm cel mai scurt timp și da, poate nu am avea contestații, să putem începe investiția care este așteptată de 2-3 ani de zile. Deci noi am fost aprobat proiectul de pe 21 noiembrie 2021 și suntem în 2024. Știți problema cu drumurile, am stat un an de zile în clarificări cu Ministerul, problema fiind strada Grașilor, care 500 de metri din strada Graș, care era inventarul domeniului public al Comunei Vrecheni, era în calte albă al Comunei Vrecheni, noi dezăpezând, barastând acest sector de drum de 20 de ani, dar nu era nostru. Procedura a fost foarte greoaie, bineînțeles, cu această ocazie, țin să-i mulțumesc în mod deosebit domnului prefect Adrian Niță pentru sprijinul care l-a acordat și pentru ajutorul care l-am primit din partea dumnealui, pentru că vedeți dumneavoastră că deodată este nevoie de un impuls din partea instituțiilor statului român ca ceilalți să-și facă treaba. Da, recunosc acest lucru, într-adevăr, am primit sprijin din partea domnului prefect și mulțumesc pe această cale și sper că în continuare să ne rezolvă și alte probleme administrative care le întâmpinăm în desfășurarea proiectelor. Al patrulea proiect e important, aș putea spune eu, sunt cele trei poduri peste Părul Râiosu, deci avem aprobată suma de 9.825 de lei, da? Am alocat și noi suma de 300.000 de lei. Acolo avem toate avizele necesare, sunt încărcate pe platforma Ministerului Dezvoltării. Așteptăm de la zi la zi să fim invitați pentru semnarea contractului de finanțare. Celelalte proiecte sunt și proiecte mai mici, dar importante și ele. Stații de încărcare, ținând cont de faptul că avem un proiect prin asociere Consiliul Județean pentru stații de încărcare pentru microbuze școlare electrice. Este un proiect care este depus pe AFN.
dar trebuie să venim și noi cu partea de finanțare. Avem stațiile de autobuz pe PNR din fondul local, care și ăla este un proiect mult acceptat de cetățenii comunului Grechini. Iluminatul stradal și acolo avem parte de cofinanțare, suntem în discuție pentru a depune un proiect la Agenția Fondului de Mediu pentru a schimba cele două drumuri de ține, 155 și 155B, niște lămpi mai performante cu telegestiune și acele lămpi care le vom înlocui vor fi amplasate pe alte străzi mai lăturanice. Mai avem iarăși la terenul de fotbal, de sport, vestiarele și cu niște o parcare și, bineînțeles, o tribună și cu bănci de rezervă, cu tot ceea ce ține de organizarea unei competiții sportive, așa cum ne dorim cu toții, modernă și civilizată. Cam astea ar fi investițiile majore care le avem de făcut în 2024. Sper ca Bunul Dumnezeu să ne ajute și, bineînțeles, să ducem la bun sfârșit anul 2024 cu realizări frumoase și mult așteptate de cetățenii comunului Grechini. Eu vă mulțumesc că